Noroc, azi am un mesaj la șerbințală, cu mai puțin text scris în avans, cu mai puțin scenariu pregătit. La șerbințală, atât de mult șerbințală încât și-o mus contrat în luna octombrie în camera aici. O atras-o subiectul, grăiem despre că... Ilan Șor. Vă знаете, я вас уважаю. Problema Șor în Republica Moldova este una legală? Cu modificări legale putem să luptăm cu oameni ca Șor, cu cei care îl susțin pe Șor pentru bani. Legal putem să luptăm cu ei. Ok, luptăm legal. Operăm modificări legislative în plenul Parlamentului. Cuvinte lungi, nobody cares, blea. Pe 31 iulie pas vrie și face asta prin modificarea codului electoral. Lipsește de dreptul câteva sute de membri a verhuștii Partidului Șor, fostului Partid Șor, să nu mai poată candida în următorii 5 ani. Dragii druzia, da. Peste 2 luni, în octombrie, 3 octombrie, Curtea Constituțională zice, băi, nu-i constituțional. Sunt oameni. Până la urmă, sunt oameni și ei. Iată, asta este un eșec total. Partid nu mai există, gata, e neconstituțional. Dar oamenii care au făcut parte din partid, chiar și din verhușca lui, continuă și cetățenii Republicii Moldova și și eligibili pentru a candida în funcții de răspundere. Reținând considerentele Curții Constituționale, astăzi, 4 octombrie, Parlamentul se va întruni în ședință plenară pentru a completa codul electoral cu prevederi care îl va pune în acord cu considerentele reținute de Curtea Constituțională. O păstrăm în limitele legale. Asta e necesar, am înțeles. Dar este asta oare suficient? Problema Șor este una, în primul rând, legală în Republica Moldova. Dacă legile ar fi perfecte, n-ar mai fi asemenea indivizi precum Șor. Sincer, Șor apare pentru că legile sunt perfecte sau pentru că sunt suficienți oameni care sunt needucați și mor de foame și care pot fi manipulați. Sunt suficienți aleși locali, care sunt suficient de corupți, care s-a tras în barca lui Șor. Sute de oameni administrează primării, administrează birouri prin consilii raionale, care atunci când vine cineva de la Șor la dâns și e gata să spună da, ne băgăm, ne implicăm. Și așa cum a spus și spune de fiecare dată domnul Ilan Șor, nu trebuie să faci nimic altceva decât să dai oamenilor ceea ce vor ei, să le dai. Добавку к пенсии размером в 1000 лей. De departe Șor vine și te întreabă și chibași? Și nimeni din Partidul Acțiuni și Solidaritate nu urlă despre acest aspect. Nu despre aspectul legal, dar despre aspectul cultural, educațional, social a problemei pe nume Șor. Da, 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 da. Asta-i pis de... S-am spus aici, nu. Asta, aici lăsați liber. Veniți aici, nească, doamnă Cristina. Veniți în față, așa, aici, aici. Așa, până la izolenta asta, vă rog. Vă rog, centrul trebuie să-l lăsăm liber. Centrul îl lăsăm liber, vă rog frumos. Cu sau fără decizia Curții Constituționale, cu sau fără modificări legislative, cu sau fără cod electoral în Republica Moldova, există suficienți oameni flămânți și needucați, care sunt și victimele unor oameni ca Șor sau celor care îl susțin pe Șor. Găgăuzia, Taraclia, nordul țării, unde vrei. Ești debil, eu așa și-am spus, dar ce să-i fac? Și iertați-mă, dar să înainte de masă când înregistrez acest mesaj, de asta îmi permit să ard atâtea calorii. Dacă voi măcar cu a 10-a parte să-mi țiți durerea mea de suflet, atunci când vedeți că se operează modificări, să găsesc instrumente legale împotriva lui Șor. Dar nimeni nu grăiește despre cât de important să luptăm cultural, social, educațional cu buba pe nume Șor. Eu nu știu dacă sunt mari speranțe că după 5 noiembrie să vedem țara asta înflorind. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă... socotiți de bună cuvință, distribuiți mesajul ăsta la toți cei care au de la 18 ani în sus. Vă mulțumesc, vă pup, vă doresc multă sănătate, putere de discernământ, înțelepciune, să știți sătui și educați. Urlă, băi, în gura mare, tu, partid de guvernământ, răspândește slova asta prin țară. Spune cât e de important oamenilor să se implice la nivel civic, să iasă la vot, să nu voteze pentru bandiți, să nu susține oameni care susțin bandiții și să se implice la nivel cultural, educațional, să grăiască rudele, neamurile, prietenii, tăți cine vrei. Și atunci când vine cineva de la șanse, renaștere, vine la dânși în comunitate și le povestești cum ei, din bani publici la inițiativa lui Ilan Șor, ți-a pus o lampă LED în nas. Tu să-ți smulci părul din neri când auzi una ca asta și verbal non-violent, verbal, cu toată puterea argumentelor tale, să-i bagi sub plintus pe oamenii ăștia care reprezintă interesele unui bandit.